Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia, prieteni. Este o problemă. Ia să văd aici, uitați cum, ce se vede de urât. Bine, aici am dat puțin cu pensula ieri. Dar beleaua e că nu-mi place cum a ieșit nici cu pistolul, pentru că porțile trebuiau curățate mai bine. Uitați. Trebuiau curățate cojile alea mai bine, cu peria de sârmă, cu bormașina. Acest lucru necesită răbdare. Bine, poarta aia, pe partea aia n-am terminat-o de tot. Deci e de muncă cu porțile astea, nu știu ce să fac. Mai bine să caut un om, să-l angajez să le facă. Înțelegeți? David, nu ne-a ieșit lucrarea bine. Uite, am vopsit și bordurile. Vezi? Băi, David, băi, ce supărat sunt cu porțile astea. Păi dacă nu știi să vopsești... Unde e patroana ta? E acolo, în față. Ia stai. David, lasă furtunul. Nu mai au dat prin curte, lasă-l. Papi, ce faci, mă, acolo la grătar? Ce să facem? Ștevie la grătar. Ia, Ștevie, Ștevie la grătar. Păi de ce faci în grătarul ăla și nu faci cine ăla cel nou? Ștevie. Da. Facem, pune și pe fane să spargă niște lemne, să facem cărbun. Bă, Ștevie la grătar, nu pot să cred. Uite, la grătar. Uite, Ștevie la grătar. Este incredibil. Cred că cauza este că nu e butelie. Hol din mafiță. Ha? Asta e motivul. Hol din mafiță, Aline, nu mai spune că n-avem butelie. Ne dai de gol la prieteni. Ia uite cum merge focul, arde tigaia. Arde Ștevie la grătar. Chiar că asta dă rețeta. Pune și tu patronul ăsta să ne spargă niște lemne dacă vrei să faci grătar. Pe grătar cu ce? Cu ce vrei tu. Aia e beleaua. Cu ce vrei tu? Ce punem pe grătar? Aline, da, păi îl spălăm și după aia. Ce vrei să pun pe grătar? Păi ce, n-am idee, că ai murdar? Că tu mănânci post. Da. Aveai ciupercile alea. Ciuperci? Nu, n-am luat ciuperci. Trebuie să cumpăr ciuperci să facem. Ciuperci, dobleci, 2-3 ardei grași. Vinete astea. Vinete, să vezi ce salată. Legume la grătar. Legume la grătar. Mai bine, nu? Da, oțet, ulei și facem. Facem, ce ați mai făcut pe aici? Cu patroana. În această dimineață. Patroana. S-a lansat o nouă piesă, ai văzut? Cu sandu ciorbă, da? Cu sandu ciorbă, e mulțumit pe calea asta. Adevărat, îl popor pe neasandu. Superbă pentru patroana, coma de Paști. Îi mulțumim. Prieteni, ascultați ultima piesă a lui sandu ciorbă cu patroana. Sperăm să scoată întreaga piesă. Ala a fost promo, Alin? Da. E un promo mai lung. Da, e bine. Dar problema este că patroana n-a gătit ea nimic de dimineață. N-a gătit nimic. Știa via asta o gătim acum. Doamne, papi. Morim de foame cu patroana asta. Nu! Să știi că morim de foame. Nu mai auda plantele, te rog. Nu acum. Gata, lasă furtunul. Nu-l arunca așa, că-l spargi. Da, mă, unii te că, mă. S-a dus că a venit aristică, că vineri s-a dus pe lângă oraș. Ah. Ce faci, patron, aici? Uite, păcui aici. Bă, oțetul ăsta, tot dacă se supără tată, trebuie să se supără. Păi a umplut castronul cu oțet? Da. Doamne, să mâncăm și noi salată, dragavei, de post. Ei se mănâncă carne. Ce facem cu porțile? Cine le face? Tu trebuie să le faci. Eu? Doamne, eu m-am vopsit și în cap. Dacă nu mai vine cătă, auzi că ți-a dus după porci în măsa. Unde-i cătă? S-a dus după porci. De ce nu-l chem? Cătă cam fuge, că am luat o raznă. Da. Ce porci a găsit? Nu știu. A, papi? Bă, strigă pe fane să vină până la mine.
Eu pe fani, ca să... Ce porci a găsit cătă? Nu știu, patron am zis, dar eu nu știu de loc. Ce porci, patroană, unde? Da, da, acolo. Restaurantul în Crestonul ăla. Zi, patroană, porcii, unde sunt? Hai. Te-a găsit cătă. Nu știu. Cum nu știi? Salată, că mi-e rău. Să mănânc. E gata și dragă. Dar ce aștept eu după el? Să aștept după el eu. S-a dus să plimbă, că el s-a dus la jocuri, nu s-a dus. Gata. Pune-mi crastonul ăla. Băi, vine pane. Face poarta, patronă, pe bune acum. Păi lasă omul să-și termine lucrarea. Ba, face porțile, ba, vrei să-ți dea... Nu știu ce. Băi, ce mâncărică a făcut papi, bă. Ia uite, la grătar. La grătar, dragă, vei la grătar. Vrei să nu mânjească ăștia, bă. Ce să mânjească? Carnea voastră. Unde-i carnea noastră? Bă, nu e carne, ce e? N-au carne. Îți pun patroane de asta. Ce faci, patron, bă, salată-n dragă vei? Nu știam de asta. Ai nebunit? Verdeață, mamă. Verdeață, mamă. Am făcut noi știarii la grătar, da. Am făcut-o noi la grătar, da. A băgat salată verde în el. Nu pot, Aline, să mai mă scol de azi dimineața, muncă tot și să duc pâinea. Nu-mi pune mult. Pune tot cu munca, tot cu munca. Ăsta e dragabil la grătar, mă? Da. Pune și-o lua, Aline. Da, Aline, știi. Atât, gata, gata. Aline, vrei și tu? Da, da, puțin. Nu mult. Atât, atât, că nu mănânc mult, nu pot. Bă, nu-l pune că nu pot să mănânc, atât. Porție dumneavoastră. Lingură sau curguliță? N-acum că mă de lumea română. N-avem pâine, patron. Ia tu pe scara, ai zic că ți-o ce că ai... Am grea că ai copertina de pungă, am mânc. Doamne, patroană. Ai făcut de asta la grătar. Da, mamă, nu mai pot, dar doar pizarul. Hai să vedem cum a ieșit. Și tot mai e muncă, mamă. Ce muncă mai e? Oh, Doamne. Fuișorule, bucătăria asta. Lasă, eu aștept să vină omul să facă foișorul, că uite, m-am încurcat cu porțile și nu mai scap. Da, să mă încurc cu foișorul. Să vină oamenii să termine lucrurile pe unde au de făcut și... Băi, bădiță, de unde luăm mă discul? Băi, l-am pus la 10 aici. De la cină, de la cină, acolo, tot. Tot le-am pus cădea. De unde le-ai luat, bădiță? Avel cu doc, hai zic. Ăsta dat de mare discul, bun. Avel, da. Ha? Avelul. De unde le-ai luat, bădiță? Da, de la tine. Bun, frumos. Ce faci cu mine? Ha? Da, tot, hai. Patrana, ți-am pus cu dolari verde. Ha? Gata. Ianeche tot? Da, cu dolari verde cu tot. M-am învățat. Mai veni la servici? Da. Nu cred. Ce ai, mă, tu cu mine? Îți place la servici? Le tu ca minte, ha, le ca minte. Mai rezist? Rezistă, băi, bădiță, nu vine să cred a doua zi. Oh! Dădeam cu scaunul. Bă, zici să stai și mănâncă, draga vei. De tu cu te duri, că ți la noi ți-a mai, ți-a mai, că ți-a mai. Tu ce mănânci? Dar să stea bine. Nu, eu mănânc și avei, îmi place. Bagă-mă, draga vei, mă. Tot că. Îți place, draga vei? Da. Serios? Serios. Bravo, băi, bă, zici. Ești foarte. De unde e leu, ca ți-a draga vei? Că nu știu. E acolo, la masă, în spate. Că nu de-am drum cu coarea, de-am nețit dulari la joc. Da. Orice. Da, era bun. Venit și Leo și Aristigă. Bravo, băi, papi. Au adus aprovizii. Hai de pâine, să mănânce pot. Aici e pâine, aici. Dă-ne pâine, băi, papi, să mâncăm pâine. Dă-ne pâine, ne-am mânzit, na. Da. David, nu stai să mănânci. Bădiță, drecuși, la post. Ia să cuși o, draga meu. Cine? Mănânzești, draga meu. Stai aici.
Îmi dau vinihel, du-te la. Știi ce, Aline? Să-l chem pe... Băi, bun, dragă meu. Bane. Să-și face foc. Să punem tabla ora aici. Lene-ți camina. Aia mare. Aici să spargă niște lume, să facem foc. Aristică, ce faci? Uite, am fost de-am făcut un corătul. La shopping? Da. Vrei și tu, dragă, vrei? Ne-am luat apă, ne-am luat... Puneți-vă în puișor, dacă vreți, în puișor. Noi am luat ce de la ei, ăsta mic, am mâncat și el. Filma Alin aici. Dacă e omul, da, dar dacă e omul... Că trebuie să mănânce ca aia. Marița. Marița, e de aia. Papi, acum ai făcut patrona, trebuie să le faci și nouă. Mâncăm și noi. Noi mâncăm post aici. Ce? Mâncăm, tu ai făcut patrona, papi? Dacă vei la grătar. Ia de-n pâine, nu? Mai le că ți-l acela. E un ulei de marline de la. Are sticlă ca el. Mai tot le risică. Nu, nu, tot le risică. Are sticlă român de acolo. Tot ce sticlă. E sticlă, puneți tu că nu mai poate foame. Bagă. Puneți în parcurie. Cum e buia vă rugat, ajunge. Puneți-vă în puișor. Ajunge. Noi n-am cumpărat. Băi, bădiță, îmi place. Bă, Aline, bă, Aline, că ai bucătărie. I-am promis lui... Cum îi spui tu, lui Davidescu? Da. Că-i aduc 5 rățuțe. Da. 5 rățuțe. Ia-o-ți, David. David! Auzi, Aristică, îți aduce rațe. Eu 5, peste 2-3 zile, nu, miercuri, îți aduc 5 rățuțe de la mici. Gata. Da, rățuțe, da, rățuțe. Ia mai dă-mă pâine. Gata, mă, și creștem. Îl lua ăsta pâinea. Ți-au luat pâinea, mă? Hai, pun-mi și acele mandră, că n-ai le mandră. Mă, ți-au luat și pâinea de la gură, bădiți. Avem, mă. Nu pot să cred, mă. Păi am și acum, dar răță nu am. Că am aduce. Păi lasă, că-mi vin. David, ai auzit, mai ai 5 rațe. Am mai avut odată la bloc. O să ai și acum. Dar le-ai dat tu repede. Păi ce făceam cu rațele în bloc? Că ne-a cap și mai ridicat, le te-am repede. Cum ai zis că, dragă meu? E super. Cine da. A luat un suc? Da, da, du-te pe masă, Irica, de sucuri. Du-te-a de sucuri, Irica, da, rece. Bă, dă-i și tu lui bunicul tău, e sucul pe masă la rece, care ți-l bea. Mai e un este. De pe masă, de acolo îi bate. Bădiță, ce faci, fratelor? Bine. Bă, îmi place, mă, că te-ai ținut de cuvânt, mă. Și ai venit la servici. Ai învățat să-i postezi lui patroana, să faci? Învăța Leo. Ha? Leo, ia lăsă. Dar știe tot, mă. Știam de la Pitești. Știe, că da, dar vezi că acum cameramanul lui patrona e multifuncțional, mâine trebuie să-i zugrăvești bucătăria. Bă, nu pot, n-a vorbit cu el, nu. Doar să filmez. Păi nu, la patrona îi trebuie angajat să zugrăvească, să dea cu mătura. Am spus că mi-ai dat câte o cană de apă, că mi-aduce pâinea aia, da, ce vrea el. A, pe lângă. Dar nu, mă filmează, nu pun să muncească. Bravo. Mă să mi-aș rău, ca să-mi fac un salat. Bădiță, se la regim, frate. Papi, nu mănânci. A, papi. Până se face mâncarea, vino mănâncă, papi. Patrona, i-am zis, băi, când ai nevoie de ceva, Leo, n-aruncă-mă și pe mine, că ai și tu neamuri în oraș. Așa este. Deci tu telefoane, deci tu, băi, hai încoace, vino cu aia, am nevoie de mine. Băi, ăsta după Paște o să mănânce, n-ar mâncat să ne luăm o oaie de aia să o vițel, porc, toate alea, să vin să pregătim aici. Păi da, păi eu știu cioban la Lugos și la Caransebeș. Ne trebuie o oaie de aia, forță. Păi da. La Breban de la Caransebeș. La, tu știi ciobanul ăla de la zi, de lângă Caransebeș. Mă, papi, ce meniu avem la urmă de Paște? De toate. Bă, mănâncă și carne acolo. David! Cum mă, de toate? Ore, hai tu, pe mine de carne. Ești la regim, băi? Pe patroană te ține numai pe mâncare de post. Dacă la Mihaela te halimești avea. Îmi vine acum. Mă, cât e ceasul? Până acum dormiți.
Da. Ia? Ia zi. Băi, eu mă trezi la 9 să vin în coa. La 9? Aveai grijă să vii la servici. Băi, bădiță, aveai grijă. Am patroana mâine la 10 vin. Mergeam numai urtulos. Bravo. Da. Da? Am vorbit, patroana. Da, e bine. E tot ok. Nu mănânci de astea, nu. Nu. Îmi plăc ce zeamă asta. Prieten, am atât cu Dragăveiu. Ne revedem mai târziu. Vă pupăm, vă dorim o zi minunată și revenim. Pa, pa. O zi bună.